Lumea animală e plină de surprize. Interacțiunea animalelor poate duce la orice rezultat. Uneori e vesel, dar alteori se termină cam trist. Astăzi am adunat pentru voi o compilație interesantă pentru animale, care și-au ales rivali greșiți. Veți vedea cum bivolii și antilopele resping atacurile leilor, cum glonțul îi pune la punct pe lupi, de ce mangusta e considerată vânător de șerp și alte chestii captivante. Așa că puneți un like și să începem! Deși călugărița are vârfuri ascuțite pe membrele sale, asta nu poate să o salveze de la șarpele enorm care deja s-a încolocit în jurul insectei. În zadar a decis să concureze cu un rival atât de mare. Of, of, motanul ăsta încrezător. Credea că va face fața acestor două găini, dar într-un final fuge de acolo speriat. Maimuța de pe vârful stâlpului a reușit să prindă un pescăruș care zbura pe alături. S-ar părea că este mai ușor să coboare cu prada jos. Dar nu, maimuța a început să o lovească cu cruzime de stâlp. La sigur, biata pasăre n-a supraviețuit. Această gâscă este gata de luptă, doar că nicio vacă nu are curajul să o înceapă. E prea încrezătoare și îndrăzneață pasărea asta. Câinele din acest video nu-i din ăia ordinari. Uitați-vă cum se năpustește asupra perechii de lei. Apropo, acest comportament le-a luat pe pisici prin surprindere. Acest animăluț micuț e atât de curajos că nu i-a fost frică să atace o veveriță mult mai mare decât el. Pitbullul și-a supraestimat puterele când s-a năpustit asupra zimbrului puternic. Rivalul de 2 metri sigur nu este egal. Acest ursuleț micuț își arată puterea și caracterul pe un adversar mai simplu. Câinele n-a trebuit să se bage pe teritoriul ursului. Garanția că va putea să iasă de acolo nevătămat e minimală. Un porumbel căscat merge nepăsător pe un crocodil, crezând că merge pe un buștean. Într-un moment dat, crocodilul n-a mai răbdat această obrăznicie și a alungat pasărea de pe spatele lui. Porcul spinos este cea mai rea alegere când este vorba de victime. Oricine n-ar ataca acest animăluț mic, dar periculos, vor fi înfrânși. Chiar dacă nu poate lupta, are niște ace foarte ascuțite, care în caz de pericol vor ajunge imediat înfipte în corpul atacatorului. Acest cocoș încrezător a fost la un pas de moarte, însă și soarta a salvat pasărea din fâlcile crocodilului. După cum am înțeles deja, mangustele sunt cunoscute pentru vânătoare excelentă de șerpi, dar leii? Asta e ceva nou. Când vor înțelege oare animalele că mai bine nu te încurci cu urșii, căci sunt prea periculoși și puternici? Crocodilul a ales o strategie superbă, atacul neașteptat, dar s-a dovedit că pentru acest mistreț trebuia să întreprindă ceva mai serios. Măgarii doar par inofensivi, dar nu încercați să-i enervați, fiindcă veți avea de suferit, ca și acest câine. Doar să încurajezi un rinocer e puțin. E nevoie de strategie, curaj și muncă în echipă. Asta nu era îndeajuns pentru leoaicele care voiau să-l transforme în prânz. Întregul grup de lei voiau să doboare un singur elefant. Reiese că nu mereu cantitatea joacă rolul decisiv. Leoaica n-a reușit să atace, că șarpele deja și-a eliberat veninul în fața prădătorului. Rinocerul a lovit piciorul girafei și cu același picior a primit-o imediat înapoi în cap.
Leul sare pe spatele zebrei și încearcă să o doboare, dar Dungata nu avea în planuri să devină victima leului astăzi. Ea provoacă daune serioase pisicii enorme, târând-o pe pământ. Doar gândiți-vă cât de puternică e această zebră, având în vedere că leul cântărește mai mult de 200 de kilograme. Chiar și prădătorii cu experiență nu trebuie să subestimeze puterile victimelor lor. Cine știe de ce va fi capabilă antilopa gnu când va realiza că viața ei atârnă pe un fir subțire? Bivolul care a ajuns întâmplător pe teritoriul unui grup de lei nu s-a pierdut și și-a demonstrat puterea coarnelor pe una dintre prădătoare. Așa un show l-a speriat chiar și pe cel alfa. Văzând un animal mic, lupii s-au bucurat, fiindcă prânzul a venit singur în farfuria lor. Dar care a fost mirarea lor când glutonul care și-a descoperit colții a început să-i fugărească pe acolo de parcă erau doi cățeluși fără apărare. O pumă a observat un râs care se ascundea în tufișuri. Râsul nu i-a plăcut asta și a lovit-o pe pumă peste cap. De la acest mic incident a și început bătaia. Motanul a decis că caracatița pe uscat e neputincioasă. Oh, cât de greșit! Bietul blănos aproape că a devenit victima creaturii marine. Corbul spera la o pradă ușoară, dar și-a ales un adversar greșit. Acest șobolan va lupta până la urmă pentru viața sa liberă. Ursul himalaian doar arată drăguț și pufos. De fapt, poate să respingă atacul unui tigru flămând. Câinii sălbatici deja s-au apropiat mult de antilopa care a intrat în apă, sperând să se protejeze în așa mod. Dar bietul animal a început să fie împins din spate de un hipopotam deloc ospitalier. Bine că măcar în fața lui antilopa a repostat. Foamea, frică nu știe. Acest lup în plină zi a trecut gardul la porci. El credea că va mânca pe săturată, dar n-a fost să fie. Porcii l-au alungat rapid pe oaspetele nepoftit care a venit cu intenții rele. Când două leoaice au atacat un bivol lângă apă, rezultatul luptei părea evident. Dar rudele care au venit în ajutor au schimbat totul și ca prădătoarele să supraviețuiască, au fost nevoite să fugă de acolo flămânde. Nu trebuie să fiți mirați de curajul mangustei atunci când atacă șarpele. De ce? Veți întreba voi. Păi totul e foarte simplu. Datorită structurii speciale a celulelor, mușcătura șarpelui otrăvitor nu le face rău. Insolența se pedepsește. Asta va ține minte pentru toată viața acest pescăruș care a încercat cu înverșunare să ia peștele direct din gura pelicanului. Pentru asta a și fost pedepsit. Lupta dintre elefanții de mare seamănă mai mult cu o glumă, dar totuși chiar e o adevărată bătălie a doi masculi. Femela de bivol, știind că acasă o așteaptă copiii, nici nu s-a gândit să-i fie frică de prădător. Ea l-a aruncat peste sine și a fugit. Zebrele mereu trăiesc în familii nu prea mari. Un mascul, câteva femele și mulți pui. De aceea, atunci când i-a atacat un membru, mereu e cineva prin apropiere care poate să-i vină în ajutor. Elefantul era clar deranjat de bivolii care se odihneau pe același câmp. De aia s-a apropiat și a dat cu piciorul într-unul dintre ei. În zadar, peste câteva secunde, răzbunarea animalului, supărat, s-a răsfrâns asupra lui. Se pare că în fața noastră este Barza din Kung Fu Panda. Doar uitați-vă la trucurile acestei păsări! Roiul de albine a atacat colectiv această viespe enormă, care cu atâta obrăznicie a intrat în casa lor.
La prima vedere, pare că aceste șopârle dansează stângace, dar de fapt se luptă pentru teritoriu, femele și dominare. Această luptă e atât de lentă că nici nu te aștepți la vreo întorsătură surpriză. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!